Eu sunt de părere că nu trebuie să facem nimic pentru nimeni altcineva în afară de popor român. Iar pentru poporul român noi ar trebui să dăm o interdicție cerealelor ucrainiene de tranzit și de inundare a pieței cerealelor din România. Nu facem asta, deși aceste cereale în mod evident sunt modificate genetic și sunt abundent chimizate, astfel încât provoacă boli, sunt incompatibile cu normele europene, n-ar trece niciodată în piața europeană dacă ar fi testate în mod serios. Însă Uniunea Europeană, prin comisia sa, a hotărât să permită accesul acestor cereale și pe piața ei, foarte lejer, nu contează cu ce efecte și ce consecințe. Aici ar trebui să apărăm interesul național și să spunem și Comisiei Europene adevărul, așa cum este el, chiar dacă deranjează, n-avem încotro. Însă nu o facem, încercăm să escamotăm adevărul printr-o ordonanță care acum este și legiferată prin votul majorității, o ordonanță care nu rezolvă problema, nu limitează nici traficul de cereale care ne-a distrus efectiv infrastructura din România și ne-a blocat portul Constanța, nu limitează nici accesul pe piața internă de cereale din România, a cerealelor acestea neconforme, încă o dată, din toate punctele de vedere, se preface că o face. Ne prefacem că suntem cu poporul român, nu? Așa, domnilor de la PSD și de la PNL? Ei bine, nu putem fi de acord cu asta, deși înțelegem suferința Ucrainei, deși am fost de acord să dăm ajutor Ucrainei, dar nu în detrimentul interesului nostru național. Dacă am avea încredere că legea ar fi respectată, că laboratoarele RSV n-ar fi folosite doar pentru a spune că cerealele sunt conforme, dacă am avea încredere în acest guvern, care din păcate ne oferă tot mai puține motive de încredere în fiecare zi, poate că am fi de acord cu o lege de acest tip, dar așa nu putem decât să ne abținem de la ea. Noi, Grupul AUR, vrem interzicerea cerealelor ucrainene în România. Altundeva pot să meargă liniștite, dar nu să-i omoare pe români. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna senator!